Aș putea începe această argumentare cu un aspect care se întâmplă la mine în școală de ceva timp. Deși informatica e știința viitorului, din ce în ce mai puțin copii aleg profilul matematică-informatică. Și în momentul în care am auzit și am văzut despre acest program, deși știam foarte puține lucruri, efectiv chiar nu știam mai nimic din ce se va întâmpla aici, am zis, e o nouă șansă pe care mi-aș putea o acorda astfel încât să recepționez alte și alte argumente, alte metode prin care aș putea să-mi atrag elevii. Ăsta a fost primul argument. Poate aș putea fi puțin egoistă să spun că a fost o provocare. Da, pe următorul plan cred că a fost o provocare, să vedem dacă aș putea, dacă merit, dacă mi-acordă cineva girul acesta de a fi aleasă în acest program, ținând cont că erau puțini profesori din toată țara care urmau să fie selectați. Și apoi, cumva pe al treilea plan, acest aspect al perfecționării continue pe care am încercat să-l fac prin diverse metode, cursuri online, seminarii, tot felul de lucruri care mi-ar fi putut aduce ceva nou în viața de profesor, în metodică. Se întâmplă lucrul ăsta, cred că din vari motive. Unul ar fi, poate, programa puțin încărcată sau aleg cumva acest profil de mijloc științe ale naturii pentru că e tot profil real, le acordă aceleași șanse, se pot îndrepta la sfârșit atât pe varianta de uman, dar pot continua partea de real. Și aleg cumva partea de mijloc fiind un pic mai ușoară, mai facilă. Din totdeauna se știe, profilul matematică-informatică a fost un pic mai greu și vorbesc, cred că, în primul și în primul rând, să zicem, de nivelul de greutate al subiectelor la matematică. Că la limbă și literatură română, la bacalaureat, subiectele până mai acum vreo 2 ani au fost de aceleași, cu același grad de dificultate. Ce se întâmplă? Copiii sunt conștienți de faptul că informatica prezintă într-adevăr sau îi duce spre viitor și nu cred că există, nu găsim vreun domeniu în care să nu fie nevoie să aplici informatica. Orice domeniu, indiferent de cât de mic ar fi afacerea sau activitatea pe care o desfășori, ai nevoie de o bază de date. Cu siguranță folosești măcar o tehnologie, folosești un mobil, folosești un PDA și așa mai departe, tot felul de gadget-uri, să zic. Și cu toate că sunt conștienți, spuneam, poate și, nu știu, noi ca și profesori dintotdeauna am încercat să-i atragem spre acest profil, dar nu doar noi suntem cei care putem face lucrul ăsta. Deși nu ține totul de resurse, e vorba și de mentalitate, dar nu vorbim doar de mentalitatea profesorilor, ci și de a părinților, cred că și de a societății, poate și de mediul din care provenim. Adică una e când locuiești la București și vezi că ai avea mult mai multe oportunități de angajare, alt lucru este în momentul în care vii dintr-o zonă mai de la țară, să zicem, din rural, unde zici, vai, păi nu mai mișcă nimic în țara asta și atunci mă duc și eu undeva unde mi este mai ușor și o să am note mari. Nu e vorba doar de resurse, e vorba și de mentalitate, la urma urmei. Și cred că profesorul are cele mai multe pârghii pe care, ca și om, mă refer, le poate manevra. Clar, aici ai avea nevoie și de resurse și eu, în urma programului, așa mă simt ca cenușăreasa din poveste, adică din profesorul de tip șoarece de informatică, de laborator, să zic așa, am devenit peste noapte un profesor open mind, wow, pentru că toate vizitele astea au făcut liantul între ceea ce predau și ceea ce fac în laborator, programarea, și despre modul cum ar putea ei aplica aceste lucruri și atunci pot avea și pot fi mult mai argumentativă și mult mai
vioaie sau, cum să zic, mai puternică în momentul în care voi prezenta toate aceste argumente. Clar, avem nevoie și de resurse, dar e nevoie și de a schimba modalitatea de lucru la clasă și dintotdeauna m-a creat această metodă a proiectului, a lucrului în echipă, pentru că nu întotdeauna ești bun în orice. În momentul în care lucrezi într-o echipă, ideile pot fi împărtășite, pot fi împărțite sarcini și atunci fiecare face ceea ce crede el că poate să facă cel mai bine. Deși nu toți agrează această metodă și unor le se pare cumva pierdere de timp. Cred că este acel elev care a înregistrat progres, care poate veni peste an la tine să-ți spună că da, m-ați sfătuit bine, pentru că deseori sunt întrebată, e bine să merg pe profilul acesta sau ce mi-ați recomanda? Termin matematică, informatică, nu toți cei care termină acest profil, să zicem, aleg o facultate de profil. Nu toți merg pe informatică sau toți merg pe automatizări și calculatoare, dar sunt vari domenii în care pot aplica cunoștințele. Și atunci, elevul pe care mi-l doresc eu este cel care să vină să-mi spună că da, îmi place ceea ce fac. Dintotdeauna le-am spus, așa cum spunea și Steve Jobs, cumva să-și asculte inima și rațiunea, pentru că ele știu ce e mai bine sau ce ar trebui să devină copilul respectiv, elevul, în timp. Și întotdeauna, chiar dacă spuneau, unul, să zicem, un exemplu, elevul, păi știu că se câștigă foarte bine în domeniul IT, credeți că ar trebui și eu să merg acolo? Că parcă mi-ar place să fac, eu știu, ceva programare web. Dacă simți că îți place, da, mergi acolo. Dacă nu, fă ceea ce crezi tu că îți place. Pentru că meseria, dacă o faci din plăcere, va fi într-adevăr ca un joc pe toată perioada vieții. Și întotdeauna i-am îndemnat să-și aleagă inima și pasiunea pe care o urmează, indiferent că a fost în domeniu sau nu. Am cunoscut un elev și l-am avut, de exemplu, într-un proiect Erasmus, un copil foarte bun, olimpic, la informatică, care în urma participării la acel program și-a dat seama că nu vrea să facă informatică și a ales medicină și sunt sigură și nu mi-a părut rău nicio clipă. Sunt convinsă că va deveni un medic foarte bun și societatea a câștigat ceva prin această răzgândire a lui. Deci nu e nicio pierdere, n-a fost și am fost bucuroasă că da, ai participat, e ok, mă bucur că ți-ai schimbat această opțiune și că ai ales și că, într-adevăr, acum termină facultatea și chiar îi place ceea ce face. Pot spune cu mâna pe inimă că absolut totul mi-a plăcut. Totul a fost ceva nou, informațiile pe care le-am primit, vizitele pe care le-am făcut, am și zis, deci mi-au deschis viziunea aceasta spre industrie, așa cum se întâmplă ea, să spunem, la cel mai înalt nivel. Și le pot da mult mai multe exemple și mult mai multe argumente și pot convinge, iar la banala întrebare, de ce trebuie să facem algoritmii sau de ce tot programare, că se caută Python, se caută Java, de fapt le pot răspunde acum cu tărie, așa cum le spuneam, dar cu o voce mult mai joasă, pentru că programarea este baza și indiferent ce vei face în continuare, dacă ai această bază a programării, cu siguranță vei reuși dacă chiar îți place ceea ce faci și vei alege mai departe această carieră de ITist. V-am zis că o poveste. Am găsit aici oameni cărora chiar le pasă și am găsit deci în voi oameni care aparent, cumva, departe de sistemul educațional, ne-ați acordat această șansă și chiar am simțit că vă pasă și vreți să schimbați ceva. Și chiar ne-ați ajutat cu resursele puse la dispoziție, cu starea de bine pe care ne-ați indus-o de la început, cu acest sistem că totul se poate și e ok și trebuie să avem încredere în noi. Chiar mi-ați dat încredere în mine și pentru asta cred că trebuie să vă mulțumesc așa cu un mare mulțumesc.